vocea mea și nimic altceva. Încep să simți cum corpul tău se relaxează. Între timp, eu o să număr de la 10 la 1, iar tu simți cum corpul tău se relaxează. Zece. Nouă. Șapte. Șase. Ești grea, ești relaxat din acest moment. Orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai mult. Din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai mult în profunzime. Cinci. Patru. Trei. Doi. Ești grea, ești relaxat. Acum o să număr de la 1 la 3, iar între timp tu o să te conectezi mental cu mine. 1. Doi, trei, te-am văzut din prima clipă. De fapt, știu că ești acolo, dar îmi apari așa ca o umbră. Sau e cineva în fața ta, sau s-a prins ceva de tine. Ia vezi cine e pe lângă mine, în fața mea, sau cine e prins de mine și de ce.
Din fața ta a ieșit așa o entitate? Lăsată la o parte și apoi te-am văzut. A fost așa sub formă de puișor sau cum erați voi, o Donald? A făcut așa niște mișcări de cap. Când i-am spus dacă e cineva în fața ta să iese. Întreabă-l cum se numește. Deci arată ca un puișor, așa, ca un... A zis Dodo. Dodo. Mă las să vorbesc cu el. Da. Dodo. Da? Ce cauți pe aici? Mă uitam și eu. Doar atât? Da. Unde te uitai tu? Computerul tău. De cât timp te uitai în computer? Am auzit că faci lucruri interesante și am venit să văd ce faci. De cât timp te uitai în computer? De 2 zile. Din cauza ta mi-era atât de somn? Sau mi-este atât de somn? Nu știu. Nu cred. Dar din cauza cui? Știi? Mai e unul cu urechiul mare pe aici. De unde vii tu? Din Poiana. Care Poiana? Redeal. Care deal? Flori. Are multe flori dealul ăla? Da. Unde e situat acel deal? Poate vreau și eu să vin să miros florile. Lângă o pădure. Și pădurea aceea unde este? Nu știu ce spun. Păi cum ai venit tu aici? Am auzit vorbindu-se despre tine. Pe cine? Nu știu, am prins așa un zvon. Auzi vorbindu-se că ești un trimis. Cu ce te hrănești tu? Cu gâze. Nu trebuie energie deloc? Ok, lasă-mă cu Maria. Maria? Da. Deschide un portal intradimensional și spune-i lui Dodo să plece de unde a venit. A zburat.
Ok. Era ca un gâscan și a zburat. Dacă am înțeles-o bine, a zis că mai e și altă entitate cu urechi sau ceva de genul. Poți să verifici? Da, se văd o urechi deasupra capului tău. Deasupra, în spatele capului tău. Opa, deci dacă mă vezi din față, am patru urechi. Sunt mai sus și sunt așa ca de iepuraș. Deci două urechi lungi se văd. Ce culoare? Gri. Ok, apucă acea entitate de urechi și pune în fața ta. E ca un cangur. Bun. Deja încep să mă deranjez, să mă exprim așa, entitățile ăștia. Întreabă rapid ce vreau. Zice că e întrecere pe acolo. Ok, atunci deschide un portal intradimensional și să treacă altundeva. Da, am deschis și l-am și închis, a plecat. Ok, super. Mai e careva? Sau nu? Că deja încep să ne... Nu, mai da, mai trebuie curățat prea pe la colțurile camerei unde ești. Ok, deschide, te rog, un portal intradimensional. Am deschis. O să număr de la 1 la 3 și orice formă de energie negativă o să fie absorbită de acel portal. 1, 2, 3. Da. Bun, perfect. Să rămână, rămân dator. Maria, mergi, te rog frumos. Da. Și conectează-te cu Florentina. Da. Cum o vezi din punct de vedere energetic? Are un corp energetic închis la culoare, dar nu foarte, foarte închis. O văd așa, o dungă gri, dar nu în tot capul. O dungă gri mai închisă, apoi o dungă mai deschisă, care continuă tot așa, ca un joc pe ea, în partea gâtului. O bandă neagră, dar numai pe partea, nu, pe tot corpul, pe tot gâtul. Și el la fel continuă, așa, ca un juc. Deci nu este câte o bandă întreagă gri. Mai are câte o porțiune mai închisă, mai deschisă, dar așa, în benzi. Mai multe nuanțe de gri. Acelea sunt implanturi sau energie? Nu pot să spun. Ok, deschide un portal în fața ei. Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate acele energii vor fi atrase prin portal. 1, 2, 3.
energiile au plecat. Am avut și canalul, însă ea este prinsă ca... Deci ce vedeam eu era o plasă care era pe deasupra ei. A rămas ca într-o plasă pe care o simt, o percep metalică. Deci este dură așa la atingere. Ceea ce vedeam eu, cum am spus, dungile. Ok. E prinsă. Tot corpul este prins și legat aici, așa ca într-o... Parcă ar fi susținută cumva de nu atinge nici pământul, așa ca într-o macara, parcă ar fi ținută. Prizonieră, îmi vine cuvântul. Ok. Ia-mă, te rog frumos, acea entitate care a pus plasa aceea să vină în fața ta. A venit un... unul cu blană și cu coarne foarte morcănos, foarte greoi, așa, a venit pășind greoi, are picioarele scurte, un corp mare, o coadă scufoasă, coarne roșii și foarte, are și colții așa de deasupra în jos, foarte morcănos. Deci stă într-o dungă, nu se uită spre mine și nici spre ea. Care-i numele acestui făt frumos? Biru. Biru? Da. Mă las să vorbesc cu el? Aha. Biru, mă auzi? Da. Cu ce te pot ajuta? Mă las în pace. O să te las în pace după ce pleci de acolo. Ce vrei? Să-ți fac cornele mai mari, vrei? Nu am nevoie. De cât timp ești cu Florentina? 18 ani. Și ce ai făcut tu? Cum te-ai distrat? Cum ai prins-o în plasa aia? Am făcut ce mi s-a cerut. Cine ți-a cerut? Ioana. Cine Ioana? Stăpâna mea. Ce legătură are stăpâna ta cu Florentina? N-am întrebat. Stăpâna ta e umană? Da. Păi și cum poate să fie stăpân un uman peste voi? Are putere. Ce putere are? Ce putere are? Se joacă pe toți ca pe păpuși. Ce probleme i-ai cauzat Florentinei prin plasa aceea care ai pus-o? I-am închis toate drumurile. Nu vreau să nu iese nimic din viața ei. Îți place să suferi, a?
Lasciamo funziona. Io chiamo più una se vino fatto tu. Un po' che si supera. Dacă se supără e trece, hai chiamă dată. Da? Lasă-mă cu Maria. Maria? Cum o vezi pe această Ioana? O femeie înaltă, slabă. Pare o femeie rea, o femeie... O văd așa, neîngrijită. Picioarele goale, cu niște haine vechi pe ea. Dar... Mă întreabă care e problema ei cu Florentina? Ea nu are nicio problemă, a pus-o cineva și pe ea. Întreabă cine a pus. O vecină de Florentinei. Ioana trăiește undeva într-un loc retras. Și de ce a pus să-i facă chestia asta? Invidie, s-au certat ele două. O, un fel de prietenă de-a ei. Le văd vorbind. Vorbind și la un moment dat cealaltă. Nu. Florentina nu mai vorbește. Întoarce spatele și cealaltă îi face. Se duce la vrăjitoare. Spune Ioane să desfacă absolut tot ce a făcut. Zicea la ce a asemănat animalul ăsta cu un urs, nu știu cu ce. I-a zis ca să desfacă, că e indiferent și așa a trecut atât de mult timp. Și asta mai e încă legată de atâta timp. Era o, ca și cum ar fi amzit de o magăra, ca și cum ar fi legată de un, ar fi suspendată de un pom. A pus-o într-o plasă, a strâns așa un laț și a suspendat-o într-un pom. Ca și corp energetic sau nu știu cum să-i explic. O văd așa că o bate vântul și într-o parte și într-alta. Ea se lasă dusă de vânt, așadar nu. Parcă nu are nicio putere pe viața ei. Parcă nu are putere de decizie. Ok. Orice încearcă nu iese. Bun. Au dat jos plasa? Da, a tăiat-o de acolo de sus și ea a căzut jos. S-a ridicat, chiar a căzut jos, așa că s-a și lovit, sper să nu i se fi întâmplat ceva și acum, chiar în momentul ăsta, s-a ridicat așa puțin speriată și se uită ce-i cu voia, ce... Ca și cum acum și-ar reveni așa la,
la viață, ca și cum ar trage o porție de aer. Și s-a uitat la toți că ne-a văzut acolo și zice, ce-i cu voi aici, ce s-a întâmplat, ce facem aici. Era așa ca un pom ca într-o margine de pădure, un pom mare prinsă de o creangă, acolo în bătaia vântului. Așa o bătea vântul. Ok, care este nivelul vibrației? Îmi vine 14.000. Ridică-le până la 20.000, te rog. Da. Bun. Mai are implantul sau alte entități pe lângă ea sau în ea? Da, mai are. Ce anume? Și implanturi și o entitate. Am văzut-o mișcând dintr-o parte într-alta în corpul ei, ducându-se stânga-dreapta, stânga-dreapta, așa, de asta zic că este o entitate. Spune acele entități să iese complet din corpul Florentinei. Este o femeie descarnată. Da. De cât timp stă acolo? De 7 ani. Nu totui pe corpul ei, că nu, femeia asta mișcă și nu realizez. I-am spus să stea liniștită ca să... Că a ieșit afară și tot se plimba pe lângă, îi tot dădea târcoale. Cred că vrea să intre iarăși, că e tare speriată. Cum se numește această femeie descarnată? Marga. Mă las să vorbesc cu ea? Da. Marga, mă auzi? Da. De ce vrei să rămâi în acel loc, în loc și nu vrei să mergi acasă? Nu știu, e acasă, mi-e frică. De ce ți-e frică? Că singură. De unde vii tu? Nu știu. De cât timp ai ieșit din corpul tău fizic? Nu știu. Câți ani ai? 28. Cum ai murit? Spânzurată. Te-ai spânzurat tu singură sau altcineva? Da, singură. De ce? M-am părăsit Bogdan. Și pentru asta trebuia să te spânzuri? Nu știu.
Prezența ta îi provoacă Florentinei probleme cu tiroida? Da. Vrei să te ajut să ajungi acasă? Da. Ok. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da. Deschide un portal intradimensional la o frecvență înaltă și arată-i drumul spre casă. Am luat-o de mână și am trecut-o pe partea cealaltă. Îi arăt. Suntem așa într-o, unde sunt cabane de lemn. Multe și spun că una pe ei și ca și cum ar fi o cabană nouă. Okay. Unele sunt mai vechi. Îi arăt o cabană nouă și am spus că este a ei. Așa că într-o zonă de munte suntem. Este și pădure și percep așa ca și cum ar fi o zonă înaltă. Îi place acolo? A plecat spre, da, a plecat repede spre ușa, a deschis ușa și a dispărut înăuntru. Perfect. Întoarce-te înapoi la Florentino. Un sigil la portarul. Portarul. Ok. Florentina are în zona gâtului, am spus că are o bandă neagră, așa. Da. În zona gâtului este ca și cum ar avea două balamale încuiate. Cine a pus acele balamale încuiate? Mergi, te rog frumos, până în momentul când îi pune, când îi apar acele balamale. Sunt un drum de țară. În viața actuală? Nu cred, pentru că eu văd un băiat. Ok, continuă. Un băiat destul de, să zic așa, ca și ani, 7-8 ani, merge pe un drum de țară și sare din baltă în baltă. Da. Se oprește și se uită în marginea drumului. Așa este un pârâu. Se uită acolo. Vede ceva și se uită acolo, mirat. Mă uit și eu și văd o entitate care iese din din apă și a fost așa ca și cum l-ar fi înghițit. Nu, l-a înghițit, i-a intrat prin gură în el. Deci a fost o entitate așa lungă, ca un... Nici n-am putut să-mi dau seama că s-a întâmplat foarte repede. S-a lungit așa ca un... A zice ca un șarpe, dar energetic. Nu văd... Nu pot să o asemăn cu nimic. A fost așa foarte repede. Fracțiunea de secundă i-a intrat prin gură. Și
I s-a încolăcit în drum, în dreptul gâtului. În jurul gâtului. Mă tot uit așa că nu știu de ce am văzut, ca și cum ar fi avut două porți aici. Acum văd capul, un fel de cap de... Parcă ar avea un cap de muscă. Spune aceste entități să iese din corpul Florentinei din viața aceea și să ia o formă în fața ta. Of, a ieșit. Și se învârte în jurul nostru. S-a mai ieșit așezat așa, dar picioare nu are. S-a așezat așa, s-a dat ca un hopa mitică cum era odată. A sărit de câteva ori și apoi iarăși. Așa face în jurul nostru. Se învârte în jurul nostru, dar se învârte ca un fum. Tot cum l-am văzut așa, tot ca un fum, ca un spirit, ca un... Nu știu ce să cum zic. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să rămână nemișcat în fața voastră. 1, 2, 3... Acum îl vezi mai bine? Oh, da, o reptilă. Bun. Poate o cubul bucați ca de broască, așa mari. Văd solzi, labe de... Ca de broască. Cred că broască aș putea să zic. Ok. Întreabă această reptilă pentru ce a intrat în corpul Florentinei din viața aceea? Așa a vrut. Cum a reușit să vină cu ea și în viața asta? A urmărit-o. Ok, a urmărit-o și când a intrat iarăși în ea? Când era copil. Bun. A pus ceva implanturi în ea? Îi văd același lucru pe gât, ca și cum ar avea două... Ceva metalic pe gât, de o bucată mare. De o bucată mare, dar despărțită așa, cum am zis, ca și cum ar fi două balamale. Văd pe creier, pe inimă. Urechi. Da. Și
ureche, așa are ceva, ca și cum ar avea niște goarne lungi. Da, spune acele entități să scoată absolut toate implanturile care le-a pus acum. Ascuns așa din urechi, parcă ar fi avut urechile lungi așa afară, le-a scos, le-a aruncat în jos, repede a strâns și acolo pe creier. Da. Le-a luat una câte una, le-a desfăcut așa, trage de niște fire. Și cea din inimă, la cea din gât, n-a umblat. Asta, cea din gât era nu numai în față, din spate venea așa ca un colier metalic de, să zic, 6-7 cm așa și se închidea în față. Da. Ca și cum închis cu ochii. Am înțeles. Le-a dat jos pe toate? Da. Bun. Acum spune-i să le distrugă. Le joacă în picioare. Le-a aruncat toate jos și acum le joacă în picioare. Ok, super, să-și deschidă un pic. Are niște picioare ca de rață sau gâscă. Sunt lungi așa picioarele. Uh-huh. Nu are degete. O labă așa lungă. Am înțeles. Spune-i să-și deschidă un portal interdimensional și să plece unde vrea el. Eu am deschis așa plăcat, am închis, am sugelat. Perfect. Florentina, acum este bine? Mi s-a luminat corpul energetic, o văd albă la culoare. Îi mai văd energii pe vârful degetelor, unde ar fi unghiile, nu știu de ce, sau parcă acolo, mai văd eu la degetele de la mâini. Ok, deschide un portal intradimensional din nou, în fața ei. Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate acele energii vor fi absorbite de portal. 1, 2, 3. Acum e bine? S-a curățat, era deja curat, am spus, dar nu era energie, era un fel ca o mănușă așa puse de ea, o protecție care și-a făcut-o ea la mâini. Am pus-o să și le dea jos și le-a dat, pentru că nu s-a curățat, și le-a dat așa ca pe niște mănuși. Ok, super. Ea le-a luat și le-a aruncat un foc, am făcut așa și le-am dat foc. O văd bine, o văd alb. Super. Iau acum, te rog frumos, și mergeți în fața Consiliului de Reîncarnare al ei. Da. Și roagă-i sau spune-le să vă arate contractul de reîncarnare.
Nu mi-inspiră deloc consiliu, încredere, pentru că nu ne bagă în seamă. Noi suntem în fața lor și își fac de lucru acolo. Vorbesc între ei. Așa cum ar vorbi între ei, se uită în niște dosare, ceva numai spre noi nu privesc. Ok, fai o bină din energie de frecvență înaltă și arunc o spray să pocnească. Am aruncat-o, când am aruncat-o așa, a fost ca și cum s-a pitut și în jos de la explozie și apoi a ieșit în sus, așa, un fum. Au tresărit toți, s-au uitat spre noi. Deci, ce e asta? Ei au întrebat ce e asta? Da. O Unul jucărie? din ei a întrebat ce e asta, mi-a spus că nu ne-a băgat în seamă de asta. Au făcut de asta am făcut ce am făcut. Mi se poate așa ceva? Să faceți așa ceva aici. Spune-le ca să vă dea contractul Florentinei. Ei, l-au pus în față, au scos de undeva așa rapid, l-au pus în față și își continuă ce au ei de făcut acolo, cu ce se ocupă. Și Cazul. o lasă pe ea să-și citească. Este o carte, da, ca o carte arată, da, bine, carte cu coperțile negre, și cu foarte multe foi, arată ca o carte care nu s-a umplat niciodată în ea. Deci nu e frunzărită deloc, așa, îndesată. Rapid de tot să se uite în acea carte și să scoată absolut orice clauză care nu-i convine, care nu-i se pare că este ok. Este ca și cum arată de 4-5 cm grosime. Arată ca și cum ar fi din toate viețile. Ea când s-a uitat acolo, a văzut alte vieți și a zis, asta e altă viață, dați-mi pe cel nou. Și a spus, uite-te mai înspre sfârșit că găsești. S-a dus ea așa și a găsit. Și citește acolo. Îl zice că nu crede că a fost nebună să scrie așa ceva. Ok, atunci să scoată absolut tot ceea ce nu-i convine. I-a rupt foile alea de acolo și a zis să-mi fac altul. I-a rupt așa, ras. A Ok. luat niște foi de pe masă, de acolo și a început să scrie de mână. Ei sunt tot la fel, mai aruncă câte unul, câte o privire spre noi, dar ei se ocupă tot cu ce au ei de făcut. A zis că poate să scrie ce vrea ea. Ea spune că vrea stabilitate. O viață fără dureri, sănătate, liniște. Stabilitatea scrisă așa de mare că am văzut. Pace, liniște, iubire. A uitat spre mine și m-a întrebat că pot să scriu și un alt loc de muncă. Deci pot să scrie ce vrea. Casă, vrea familie. Le-am și văzut așa cum le-a proiectat ea cu ochii minții.
scris o foaie a scris, atât scurs și la obiect s-a semnat. Să semneze. Ei n-au citit nimic decât că trec foaia de la unul la altul, o îndosariază acolo unde a rupt ea, o pun foaia aia. Și ne fac semn că suntem liberi. Cum? Ne-a făcut semn, așa, să plecăm. Că nu mai avem ce face acolo. Ea întreabă, care din acei membri dorește să vorbească cu voi? Nu dorește nimeni, că sunt ocupați. Bun. Întreabă-i ce fac ei acolo de sunt atât de ocupați. Zic că au multe cereri de reîncarnare și trebuie să le gândească pe toate. Ce fac, cum aleg, mama, tata, copilul, familia, au foarte multe dorințe și trebuie să găsească pentru fiecare suflet, familie, așa cum scriu, cum se cere și pentru, așa cum cer și părinții copilul, așa cum cer și copiii părinții. Ok, bun, perfect. Doar o singură întrebare. Întreabă-i de unde vine, de pe ce planetă vine Florentina? Care e originea ei? Trebuie să o întrebăm pe ea, că ei nu știu asta. Înainte să vină la reîncarnare în fața lor, de unde a venit? Ne arată dosarul să se uite iarăși. Ok, să se uite rapid. Marte scrie. Ok, super. Dați dosarul înapoi. L-am pus pe masă, l-a luat cineva și l-a pus ca și cum într-un raft, într-o bibliotecă, ceva. Întorceți-vă înapoi pe pământ și dacă Florentina este ok, salut-o și să ne continuăm treaba. Da, e ok. Am îmbrățișat pe mine, mi-a zis să-ți trimit așa, a făcut cu mâna și ție un salut. Perfect. Care este nivelul vibrației tale, Maria? 280 de milioane. Te simți bine?